Bună, Silvia! Duminică în casa mireasa. După cum știți, duminică toată lumea se plictisește. Cel mai greu e duminica. Nici emisiune, nici petrecere care să o aștepți. Nimica. Toată lumea se relaxează, dar nu le prea place această relaxare. Așa că fetele s-au hotărât să joace mima pe pedepse. Denis a început, dar Simona, care niciodată nu îi place să participe la activități, pentru că în fiecare sezon trebuie să fie o fată ca ea, asta nu vrea. Au discutat foarte mult pe tema asta. Până la urmă s-au hotărât, ziceau că mama săptămânii să aleagă două echipe, au ales și două echipe și s-au jucat. Și noi am avut mima. Mie chiar mi-a plăcut. Bine, au participat doar concurenții, nu și mamele. Dar când am făcut mima, erau și băieții cu noi. Știu că cineva mai e. Alexuțul nostru, că aveam și noi un Alexuț, m-a imitat pe mine, mi-am dat seama imediat. Bineînțeles că nu m-am supărat, cum să mă supăr, pentru că m-a imitat foarte bine. Așa că au jucat foarte frumos, au râs mult de tot, foarte mult au râs, pentru că am râs și eu când le-am văzut. Erau foarte comice. Bine că nu toate erau vesele, erau vreo două care stăteau cu botic. Dar asta e fix problema lor, dacă nu știu să se distreze. E bine să te distrezi duminica, sâmbătă, dacă nu ai ce face. Că trece ziua mai ușor, dar așa dacă stai pe canapea, te duci afară, fumezi, mănânci, e foarte greu, trece ziua foarte, foarte greu. Și plictiseala asta, să știți, pe mine mă doare plictiseala. Eu sunt o ființă activă, îmi place să fac câte ceva, tot timpul. Iar în casa mireasă, când am fost, chiar nu aveai, erau zile când nu aveai ce să faci. Așa că a fost frumos jocul lor, a fost frumos tot. Ce mi-a plăcut? În timpul ăsta, băieții găteau. Băieții găteau, stilul lor, știți cum ei să tachinează, mai ales cu Andrei, care e subiectul numărul 1. L-am văzut pe Alexuțu bine dispus. Încă nu știe ce l-așteaptă. Încă nu știe, dar să afle. O să afle Alexuțu. Și ceilalți erau ok, puțin mai mult obosiți după petrecere, cu toate că petrecerea nu a ținut chiar așa mult. Dar totuși, nu dori noaptea, a doua zi te resimți. Și fetele au jucat destul de mult acest mima, chiar destul de mult. Mai sunt și alte jocuri, dar uite că asta e rău, că nu participă toată lumea. Nu participă. Dar ce, le place să șadă să plictisească, că n-au măcar dacă le-ar da muzică sau dacă le-ar da televizor să uite la știri sau la ceva, dar nu uite nimic. Telefon n-au, eu știu ce am pățit fără telefon, n-avei ce să faci pur și simplu. Că de asta încep și bârfele, începe și scandalul, încep toate astea. Din cauza asta, că nu ai ce să faci. Și dacă n-ai ce să faci, te enervezi și începi să găsești subiecte de bârfă și de scandal. Cum ați văzut ce s-a întâmplat acum vreo două săptămâni, cred că. Dar staful, cred că asta vrea. De fapt, nu cred. Sunt sigură că asta vrea. Staful vrea scandal. Fetele s-au cântărit în baie. Să știți că sunt slăbuțe majoritatea. Cam la 60 de kilograme a avut Hatice și cu Denisa, dar Denisa, care o știu eu, era mai grasă. Venise durdulie. Acum, chiar am văzut la sezonul 7, am văzut intrarea ei în casă și era slabă. Era slabă. Zicea că are 60 de kilograme și că n-a mai avut de mult 60 de kilograme, dar ea îi stătea bine și mai durdulie, nu grasă, grasă, eu n-am văzut-o foarte grasă, dar mie îmi plăcea că era frumoasă așa la față, era păpușă. Mai ales când se machia și își dădea cu rujul ăla foarte roșu și blondă, era foarte frumoasă, mie îmi place foarte mult de ea. În acest sezon e preferata mea. Iar Hatice zicea că are 61 de kilograme, dar să cântărise după ce mâncase. Niciodată nu trebuie să faci asta. Eu când mă cântăresc dimineața. Cel mai bine, până în micul dejun. Am mai scăzut câteva hainele și la valiera și ce-o mai avut, silicoanele, că așa alea cred că au 8 kg. Că atârnă, da. Atârnă la kilogram. Și celelalte erau slăbuțe, la 50 de kilograme, 40 și ceva. Păi și micuțe, mai ales Irina, mai ales Cătă. Și mai care, Andreea cel puțin, foarte slabă. Că vorbim de Irina, am văzut-o, era foarte supărată, a început chiar și plângă, s-au dus toate la ea și Cătălina și o mamă,
parcă bunica s-a dus și ea zicea că n-are cine să-i facă unghiile, dar regretă, normal, regretă foarte tare, așa zisul cuplu care a încercat să formeze la petrecere cu Alexuțu. Știam eu că nu-l place nimeni, mai bine rămânea Bogdan în casă și ne eliminau pe Alexuțu, nu știu și staful ăsta, că el era Bogdan, că era vulgar și că vorbea și ce dacă, cu fetele se purta frumos. Hatice cum vorbea? Cum a făcut scandalul cu Irina? Că a vorbit de 10 ori mai urât ca Bogdan și în casă a pus-o și în top. Nu-mi place discriminarea asta între fete și băieți, chiar nu-mi place. Ea regretă cu Irina, dar nici atunci la petrecere noaptea aia, am văzut că se mai trăgea, nu prea voia să o sărute, dar au mai băut și puțin și muzica și toate astea. Și acum se îngrijora că trebuie să se întâlnească cu el, cum să-i spună că nu sunt cuplu, dar o să întrebe Simona în emisiune și atunci trebuie să spună da sau nu. Eu aș vrea să spună nu, pentru că poate să intre înapoi Bogdan, nu știu încă nu știu. Și l-am văzut pe Dani în casă la ei, cu vorbea cu băieții de Diana, pentru că urmează să aibă o cină romantică. Și el a spus așa, să văd cum merge cina și în funcție de asta, o să aleagă între Diana și Denisa. Deci nu e 100% că o vrea pe Denisa. Mie nu-mi place această nehotărâre pentru că i-a promis ceva Denisei. I-a spus clar că nu interesează nicio fată decât ea. Și acum, dar tot Denisa e mai frumoasă. Această Diana, nu știu, nu o plac deloc. Nu, mi se pare ștearsă așa. Nu, eu nu plac. Dacă nu plac, nu plac. Și așteptăm și noi cina romantică. Poate să fie luni, poate să fie marți, nu știu când e. Staful hotărăște ca de obicei și să văd hotărârea lui Dani. Așteptăm. După cum vedeți, a venit vara la noi. Nu chiar vara, să avem 40 de grade, dar se apropie de 20, cel puțin astăzi. Așa, vreau să încep cu Carmina. Eu, după cum știți, n-am simpatizat absolut deloc. Nu-mi place nici cum arată și nu doar mie nu-mi place. Nimănui nu-mi place. Am văzut că e marginalizată și de fete, băieții nu o bagă în seamă absolut deloc, decât așa, ce faci, ești bine, în rest nimica, nu. Nici la party nu a fost prea băgat în seamă nici acolo. Asta e, am văzut că vorbea, era cu niște fete, câteva fete, nu mai știu, Sabrina, parcă erau și, parcă Irina. Și spunea, eu plec că m-am plictisit. Ea vrea acasă, e foarte frustrată, are o stare de nervozitate, eu așa o văd nervoasă, a început să devină foarte rea. Se vede și după privirea ei, nu mai își găsește deloc locul în casă. Nu își găsește locul, ce să facă? Să știți că și în sezonul nostru erau fete care clacau. Mai, care ați văzut sezonul, mai vă amintiți de o fată de plângea pe sub chiuvetă prin baie. Deci, la o vreme, dar pentru fata asta e prea devreme. Au o lună, în jur de o lună, cum? Măcar sezonul nostru trecuse vreo 4 luni. A plecat afară, pe terasă, a stat puțin pe acolo, s-a uitat, nu își găsește locul, să știți. Are o neliniștinea și se vede asta. Deja nu mai are ce căuta ca să vrea, nu mai are ce să facă acolo. Nu. De asta e și nervoasă, vrea acasă, ea e foarte atașată de părinți, am văzut. Și pentru ea e foarte greu să rămână în casă mireasă. Am văzut-o pe Diana, vorbea cu Loredana, cu mama lui Dani. Eu nu știu dacă ea, Diana, îl place pe Dani sau vrea neapărat să-l desparte de Denisa. Oricum, Denisa am văzut chiar încă niște priviri, wow. Dar nu pot să zică nimic, că nu vreau să-l pierdă nici pe Dani. Dani a asigurat-o că nu vrea altă fată, dar ispita e mare. Cu toate că eu nu văd pe Diana mai frumoasă decât Denisa, să știți, eu nu o văd. Pur și simplu nu văd. Iar toată manevra aia de la party cu alegerea de fată și băiat pentru ședință foto și pentru cine romantică, am eu bănuială că ar fi mâna staffului. Cum s-a dus, ea era în spate, cum s-a dus cântărețul ce era, cântăreț, s-a dus direct la ea. Bine, era și mai înaltă, decât era în spate, dar era mai înaltă. A și spus cântăreața că una pe măsura lui s-a referit la înălțime, bineînțeles. Și a stat de vorbă mult cu mama lui Dani, pentru că am văzut-o că povestea de viața ei, din Irlanda, din Spania, de când a fost, și își dorea foarte mult, își dorise, poate își dorește și acum să devină polițistă, n-a putut, că nu a avut cetățenie în Italia, zicea ea, nici în Irlanda. În Irlanda a spus că a fost la un magazin manager, parcă, mult, că am mutat. Așa? Și
își dorește încă să fie polițistă, dar are un mic tatuaj undeva, eu nu l-am văzut, poate care nu l-am văzut eu. Și știți că la școala de poliție nu permite tatuaj, nu permite multe lucruri. Am văzut că acum poți să aibă barbă, mustață, dar înainte nimic, n-aveai voie, nici părul lung, nici. Doar dacă erai ceva sub acoperire, dar nu prea erau. Sau dacă erau, nu știu eu. Și Loredana zicea că și Dani a vrut să dea de la poliție și tocmai din cauza asta că avea tatuaj n-a putut să dea nici el la poliție. Au avut o discuție foarte plăcută, ca între prieteni aș putea spune, n-a prea părut ca între soacră și noră, nu e deocamdată, dar nu putem ști. Nu putem, pentru că stacul are foarte mare putere în casa mireasă. Poate să facă și să desfacă cuplul, da? Da? Da. A fost întrebată dacă are bani, azi care bani, a câștigat bine în Irlanda. În Irlanda chiar se câștigă bine, am o prietenă veche care a plecat din Rodos, a plecat acolo și merge foarte bine. Dar ea vrea polițistă. Deci, eu îi doresc succes. Înălțime o are, deșteaptă e, ea frumoasă nu e, dar nu contează că nu e, se duce la concurs de frumusețe. Dima a trimis mesaj la mama lui, care vrea să vorbească cu tata lui, am impresia că n-a vorbit deloc cu mama lui, a mai vorbit, știu că, și că vrea să afle ce părere are de Sabrina. De ce? A, poate vrea binecuvântare, o fi de modă veche. Poate, da, să știți că sunt oameni și acum, care nu se căsătoresc până nu au binecuvântarea părinților. Eu n-am făcut asta. Nu. Alegerea aia mea nu e a lor, așa că dacă eu vreau și cu sau fără binecuvântare, tot mă duc, nu e asta nicio importanță. Iar Dima acesta a cerut cadou niște trandafirii pentru Sfântul Valentin. Se vede cadou Sabrinei, bineînțeles. Dar să știți că și înainte când a cerut câte ceva mamei, că mamei cere, familiei, foarte mulți comentează pe Facebook că el de fapt cere susținătorilor. Dar dacă nu cere susținătorilor, deci familia lui nu e în stare să-i trimită un buchet de trandafiri sau ceva cadouri, să știți că și eu, cât am fost în casa mireasă, am primit de la familie. Mai mult de la familie am primit pentru că de la susținători nu am vrut. Și ce mi-au trimis mai la început, că după aceea am dat mesaj să nu-mi trimită, le-am lăsat acolo. Nu pot să treci granița cu atâtea lucruri, nu avem ce să fac cu ele. Și văd că lui Dima chiar îi pasă foarte mult părerea tatălui legătură cu Sabrina. Asta ar fi un lucru bun, chiar dacă e de modă veche, de nu contează. E un lucru bun pentru că părinții, în general oamenii mari care au experiență de viață, văd unele lucruri pe care tinerii nu le văd. Da, și e bine să cer părerea. Bineînțeles că ei nu pot să o vadă. Ar putea să o vadă dacă ar veni la caprici, dar ar putea să o vadă și să șadă de vorbă cu ea câteva minute. Poate o să vină. Chiar aș fi curioasă dacă ar veni să urmăresc, dacă pot să urmăresc la caprici, pentru că nu pot în fiecare zi. Mă urmăresc așa pe fugă. Iar cum spunea și Dima, e plictiseală mare acolo, vrea și el căldură, vrea să șadă mai mult afară, ar vrea și să plece. Îi foarte confuz, ar vrea să rămână până la final să câștige. Normal, toată lumea vrea să câștige, asta e clar, de a au și venit. Par foarte, foarte plictisiți și la partea au părut plictisiți, chiar am citit unele comentarii, că se cunosc de afară, că ei deja să știu. Nu cred asta. Dacă se cunoșteau de afară, ce rost mai avea să vină în emisiune și să treacă prin toate astea, că să ajungă la același rezultat. Adică de premiu nu poți să fii 100% sigur, nu poți. Deci ai făcut toate astea. Lasă să vorbească, eu nu cred că se cunosc de afară, deci că au stat amândoi în Timișoara și dacă au stat, ce? Ce? Și eu am stat în Timișoara și nu am cunoscut toată lumea. După cum vă spuneam mai devreme, e foarte cald la noi și mă bucur pentru asta că e cald. Chiar nu-mi place să port haine groase. Nu foarte groase, pentru că la noi nu scade temperatura sub zero, ar fi și culme, ar muri toată lumea aici. Așa nu sunt învățați, sunt oameni care n-au plecat de pe insulă. Chiar am cunoscut câțiva, care au spus că n-au plecat de pe insulă, viața lor aici nu interesează. N-au ce să vadă în altă parte. Au mare, au de fapt mare, în rest. Deci să începem cu fetele. Sabrina, Andreea și Hatice erau în bucătărie, parcă pe fotolile acelea, care le-au amenajat acum, parcă sau sezonul trecut, noi nu le-am avut, din păcate. Și vorbeau de Diana, râdeau. Să știți că fetele sunt răutăcioase între ele. Când văd pe una puțin mai răsărită, când începe bârfa, când începe... Să știți că toți facem asta, toți. Și noi și aici, și aici, tot la fel. Bârfa de la cafea. Nu cu răutate, dar vorbim unii de alții. Toți vorbim unii de alții, pentru că asta e viața, nu poți să nu vorbești de nimeni. Și de mine nu vorbesc și de voi care mă ascultați. Vorbim unii de alții și noi de alții. Asta e.
Iar ea a trecut acolo, parcă, am văzut-o trecut acolo și a auzit ce au vorbit fetele, că să știți că are o acustică foarte bună încăperea aia unde stau fetele, toată casa. Toată casa are acustică, se aude și eu auzeam de multe ori, și eu auzeam de multe ori discuții. Dacă vorbești în bucătărie, eu auzeam de sus din cameră, de la mame sau din hol. Deci ea s-a dus să cere explicații că ce ați vorbit de mine. Dar și Denisa i-a spus, n-am vorbit de tine, am vorbit de parcă de Bogdan, nu știu, parcă așa zicea. Eu tot încurc pe Bogdan cu Roberto, nu știu de ce. Pentru că seamănă puțin, sau așa îi văd eu că seamănă. Dar ea a zis că a auzit numele Diana, păi v-am spus, vorbesc cu mine de alții, ce să facă? Mai ales că în casa Mireasa e și plictiseală, mai ales sâmbătă și duminica. Noi măcar am avut sâmbătă, am avut gala, dar acum a scos și gala, a pus-o vineri. Nu știu de ce să aibă două zile libere prezentatoarele, treaba lor, problema lor, au mai schimbat ceva, dar am văzut că nu bine unele, în afară de faptul că le-a dat foarte mult liber afară, călătorii, în sezonul trecut n-ați văzut prin alte țări, hotel, noi n-am avut așa ceva. Și Dani, dacă se potrivește cu Diana, 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 cum o cheamă? De fapt nu o cheamă nici Diana, nici Diana, altfel au zis că o cheamă, dar așa îi place să zică Diana, nu știu de ce. Poate după prințesa Diana, mă gândesc, nu știu. Și se întreba multe lume dacă se potrivesc. Dar înălțime se potrivesc. La caracter încă nu mi-am dat seama de ea, încă nu mi-am dat seama că o cunosc foarte puțin. Și asta, Denisa, Denisa normal, s-ar potrivi cu Dani. Că a spus și mama lui că lui trebuie o fată așa mai tare, mai puternică, nu una care să fie așa mai mironosiță. De fapt, asta e problema lor. Dar mie mi-ar pare rău de Denisa să nu-și găsească nici în acest sezon pe cineva. Că ați văzut că a încercat și în sezonul 2 cu Cătălin, dar cu Cătălin era imposibil să-ți face relație. Știți de ce? Nu era el de vine, mama lui. Geta se băga peste tot în toate relațiile lui, chiar el a spus asta. Ce-a făcut Alexuțu? Ce-a făcut? S-a despărțit de Irina? După ce s-au pupat? S-au despărțit așa repede? Am văzut și comentarii răutăcioase pe Facebook că ziceau că el se simte mai bine cu Mihăiță, care ați urmărit pe Antena Play, poate ați văzut că se pupau, se îmbrățișau exact ca o femeie cu bărbat, se îmbrățișau exact ca un cuplu. Am văzut și foarte multe comentarii răutăcioase, negative, eu nu le citesc toate pentru că nu-mi plac lucrurile negative, eu vreau să văd totul roz, să nu văd altceva. Știu că nu se poate, dar așa vreau eu. Încă nu știu prea multe amănunte despre asta, dar așa am înțeles că s-au despărțit și cred că Irina nu-l mai vrea. Dar nu înțeleg eu cum băieți între băieți se îmbrățișează ca și cum ar îmbrățișa o fată și să-și pupă. Da, foarte interesant. N-am mai văzut până acum. La Mireasa n-am mai văzut. Am văzut prin alte părți, am văzut, da, mai ales la Paris când am fost. Tot timpul vedeam. Zilnic, când ieșeam în oraș, vedeam așa ceva, dar la Mireasa, când știi că te vede o lume întreagă, nu știu ce s-a întâmplat, o să aflăm astăzi în emisiune, care e problema cu ei. Pentru că mie nu-mi place Mihai, acest Mihai nu-mi place, e și misogin, că să nu zic altceva de preferințele lui, chiar n-aș vrea să-l jignesc, pentru că are și el o mamă, am și eu băieți. Și nici mie nu mi-ar place cineva să zică de băieții mei rău. Dar eu vă spun doar ce comentarii am citit și ce părere are toată lumea. Că ați văzut că Mihai nici n-a fost interesat de nicio fată. Puțin cu Hatice, dar a vorbit foarte urât de ea. Chiar dacă ea face ce face, pentru că face încă, acum nu că e în emisiune, dar asta e viața ei, tot nu-i dă dreptul să vorbească așa de el, pentru că asta, de fată, de Hatice. Pentru că asta nu spune nimic, vorbele urâte nu spune nimic de ea, de el spune. El îl putem caracteriza. Fiecare om îl caracterizează pe vorbele care le spune, nu contează despre cine vorbește, să știți. De asta chiar aș vrea să văd și explicații, în caz că o să ceară prezentatoare explicații la acest lucru, pentru că eu așteptam să-l întrebe pe Alex și pe Irina dacă formează un cuplu, pentru că după sărut asta urmează. Nu pot să-mi dau seama, să știți. Sunt foarte confuză și eu. Așa, am văzut că fetele, puțin mai înainte, chiar erau în baie, se aranjau, se machiau. La unele durează mai mult timp cu machiatul, cu aranjatul, la altele durează mai puțin. De exemplu, Irina s-a machiat prima, s-a aranjat, s-a schimbat puțin de haine. Ea nu e o fată urâtă, nici frumoasă tare nu e, dar s-ar fi potrivit cu Alexuțu. Dar cel mai mult îmi plăcea cu Bogdan, cum se potrivea. Dar păcat că
că păcat că l-a eliminat, mai bine elimina pe Alexuțu și rămânea cu Bogdan. Dar nu știu și stafful ăsta ce face, sau poate că Alexuțu face materiale. Aceste materiale cum strică tot, nu știu, eu văd materialele astea. Numai bârfe, numai scandaluri, astea merg. La cine merg astea, că mie nu-mi plac? Oare Andreea e geloasă pe Daiana? Am impresia că toate sunt geloase pe Daiana, nu știu de ce. Nu știu de ce e geloasă pe Daiana, că nu, ea chiar n-a avut nicio intenție să amestece în cupluri. Nici n-a spus cine îi place. Nici n-a spus. Iar pe Daiana n-am văzut-o. N-am văzut-o acum dimineața deloc, nu știu. Poate că o fi la... Poate să fie la ședința foto, că cine romantică nu putea să fie la ora asta. Încă nu știu. Am multe semne de întrebare, multe enigme. O să le rezolvăm când începe emisiunea. Cam asta a fost pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțel, să dați like, să dați share. La revedere!